acolo pe Iapre, care a trebuit să strângă. Dumitrescu pentru Șafranco. Șafranco! Gol! Este 1-1, minutul 84. Pavol Șafranco! Câte centrări au fost? Cred că toate. 20-25 de centrări. Până la urmă, o minge ajunge la Șafranco și singurul om care a părut să știe ce are de făcut cu asemenea minge pe sus este, iată, Șafranco. A marcat etapa trecută în poarta lui Dinamo. Șafranco recidivează și cu această reușită în poarta oțelului. Cred că Dorinel Munteanu a greșit, s-a predat prea devreme, a predat posesia prea devreme. Aduți aminte de faza de acum 3 minute când Fatai era cel mai avansat jucător al oțelului, la 30 de metri de propria poartă, și a fost o minge aruncată pur și simplu ca să scape de pericol de către mijlocași, nici măcar nu erau fundașii oțelului. N-a insistat, n-a căutat posesia, n-a căutat să joace. Să vedem dacă VAR-ul are ceva de spus, de obiectat, la acest gol al lui Șafranco. Probabil că nu. Vreun faul, ceva lui Șafranco, vreo mână pe vreun adversar în momentul în care, înainte să preia acel balon. Nu e nimic acolo. Șafranco marchează al doilea său gol. Încă nu este disponibil de Beliuh pentru atacul lui Șepșii.